La nivelul primăriilor din județul Gorj au fost aprobate 146 de posturi pentru persoane care se vor ocupa de derularea proiectelor cu finanțare europeană. Este vorba despre posturi înființate pe perioadă determinată cât se derulează proiectele. Cu cât mai multe proiecte europene, cu atât mai multe posturi aprobate de primării. Subliniem faptul că personalul angajat pe astfel de posturi este angajat pe perioadă determinată, doar pe perioada în care se implementează fondurile respective, și dacă primăria nu, în anii următori nu va accesa alte fonduri ca să-i poată păstra pe funcții, va fi nevoită la încheierea perioadei de implementare a fondurilor care acum sunt accesate să-i trimită în șomaș pe oamenii respectivi. Pe total județ avem 146 de astfel de posturi. Chiar dacă legea le permite să angajeze oameni, iar prefectura le-a aprobat 10 noi posturi, la primăria Motru nu se fac angajări. Primarul Dorin Hanu a declarat că a instruit oameni din primărie care se vor ocupa de implementarea proiectelor și nu mai face angajări. Am stabilit o echipă formată din 7 inși care se ocupă de toate aceste 6 proiecte pe fonduri europene. Considerat că ne descurcăm cu cei pe care avem la ora actuală angajați la primărie. Dar de ce nu vreți ca să faceți angajări dacă totuși aveți posibilitatea să dați fiindcă de lucru? Fiindcă nu este necesar. Totodată, prefectura Gorj a aprobat înființarea 238 de posturi de polițiști locali și 100 de posturi la serviciile de evidență a populației la nivelul județului Gorj.